Bugetul municipiului Orăștie pentru anul în curs este cu peste 5% mai mare decât cel din 2021. Bună parte din acest buget, de peste 100 de milioane de lei, provine din proiectele cu finanțare europeană pe care a reușit să le atragă municipalitatea din Orăștie. Bugetul Orăștie este peste 100 de milioane de lei vechi, este un buget cu 5,6% mai mare decât cel de anul trecut, un buget care ne asigură și o componentă de dezvoltare, de investiții și sigur că cea mai mare parte de investiții vin din atragerea de fonduri europene și noi le-am previzionat cât vom reuși să tragem din aceste sume la dispoziția noastră prin proiectele câștigate. Ele sunt prinse în buget. În acest buget sunt cuprinse și sume pentru finalizarea unor proiecte aflate în derulare, fiind vorba despre obiective importante din orașul Paliei. Anul acesta sperăm să închidem încă 10 proiecte pe care le avem la nivelul Orăștii. Este vorba de școli, grădinițe, proiecte pe zona centrală. Ne dorim anul acesta să finalizăm cel puțin partea carosabilă a zonei centrale și să finalizăm cetatea și să finalizăm muzeul. Conform lui Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, în acest an vor începe lucrările de reabilitare a casei de cultură, care au o finanțare în valoare de peste 5 milioane de euro, dar și un proiect de modernizare a spitalului. În acest an sperăm să finalizăm procedura pentru Casa de Cultură din Orăștie. Avem acolo finanțarea de peste 5 milioane de euro. Sperăm să constructorul să înceapă lucrările și să se apropie cât mai mult de finalizare, pentru că celelalte proiecte pe zona centrală sunt oarecum conexe și finalizarea acelor proiecte depinde un pic și de lucrările care se execută pe domeniul public la acest obiectiv de investiție. Și la Spitalul din Orăștie este un proiect nou la Spitalul din Orăștie care se referă la partea electrică. Municipalitatea din Orăștie este în așteptarea aprobării unor proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală și speră ca acestea să demareze încă din acest an. Mai sunt și alte proiecte pe care pe Angel Salini, care sperăm să semnăm contracte și acolo, proiecte pe fonduri europene pe care le-am depus în anii trecuți și sperăm să găsim soluții pentru să scriem proiecte pe Programul Național de Redresare și Reziliență și să putem și începe lucrările. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind, imediat după jurnalul de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie.